Loc de relaxare și odihnă inedit în Munții Apuseni, tot mai căutat de turiști. Este ceea ce se numește glamping pentru amatorii de liniște și natură, un soi de turism care a luat amploare în ultimul timp. Locul, parcă desprins din basme, se află în localitatea hunedoreană Buceș, la poalele muntelui Vulcan, o formațiune calcaroasă spectaculoasă. Cei care se cazează aici au mai multe obiective de vizitat în zonă, precum și produse alimentare naturale direct de la localnici. Să hodinești înseamnă în Ardeal să te relaxezi, să te odihnești. De aici provine și numele locației cu cortul care este pe placul iubitorilor de natură și a unui gen de turism mai deosebit. Sunt 5 asemenea corturi cu tot confortul. Poți să stai pur și simplu, să te încarci cu energie și să admiri peisajul. Pădurea este aproape și aduce răcoare în zilele toride. Seara și noaptea te relaxează liniștea, întreruptă doar de cântecul greierilor. Un astfel de loc are însă toate facilitățile necesare, cu toalete la fiecare cort, cu locuri amenajate pentru prepararea hranei și, cel mai important, ceea ce mulți caută, o liniște desăvârșită și peisaje de vis. Aici avem toaleta, avem grupul sanitar, avem toaletă, chiuvetă și duș, avem apă caldă, apă rece, în permanență, bineînțeles cât permite și vremea, dacă este... O secetă generală, aceea nu mai ține de noi, ci sunt condițiile meteo. Ideea de a pune bazele acestui loc unic a fost inspirată. Ne-am dorit ca oamenii care vin în această zonă să aibă aceeași experiență care am avut-o și care încă o am și eu și familia mea. Fiind aici din zonă, ne oferă acest loc o liniște sufletească și o liniște generală, care ne bucură foarte mult. Avem o bucurie mare să stăm în această zonă și ne dorim ca oamenii care vin aici să se bucure și să aibă acelea sentimente pe care le avem și noi, pe care le-am avut eu personal încă de mic copil și la fel și oamenii din zonă. Ne dorim să bucure de liniștea și de pace ce oferă acest lucru și de asemenea să se rupă de tehnologia ce înconjoară orașul și de forfota și aglomerație de la oraș. Să poată să stea, să se reculeagă, să stea cu gândurile lor. Până acum au fost aici turiști din toată țara și mulți din străinătate. Unii nu știu ce înseamnă hodină, de unde vine numele locației Hodinarium, dar află de la localnici. Da, am avut turiști atât din țară, din mai multe zone din țară, atât din partea Moldovei, cât și a Olteniei, chiar și din Constanța și de asemenea și din străinătate. Am avut turiști din Norvegia, din Germania, din Olanda, chiar și din Statele Unite și din Canada. Am avut un grup de turiști care au stat o săptămână aici din Statele Unite, o să că le-au plăcut foarte mult și îi așteptăm și anul acesta cu drag, chiar ne-au contactat și așteptăm să se vină să se bucure din nou de acest lucru. Și localnicii sunt mulțumiți de turismul în zonă. O ocazie să vândă produse naturale, sănătoase și de calitate turiștilor, mai ales că străinii se dau în vânt după brânză, ouă, lapte, plăcinte sau fructe culese neapărat din pom. Chiar am vorbit cu cineva de la Timișoara, că ori vine și când ori pleca de la ouă, brânză, și o să fie foarte, foarte. Dacă ar face mai multe, nu numai astea, să facă alte lucruri. Dumneavoastră înțeleg că le... De asta, turiști, diferite produse naturale, ouă, să ne spuneți cât smântână, ce le dați. Ouă, smântână, brânză, ceapă, cartofi, dacă le trebuie. Eu de toate le-am dat. Ăsta e un vițel natural. Să fim sănătoși. Așa e Joiană. Nu, au venit oamenii, nemți, fel și fel de oameni, și au venit, dacă n-avea vierme în el, n-au vrut să iei, că au zis că stropiți. Aștia nu stropiți, e de nicio culoare. Așa că aturile Hodinariumului atrag turiștii. Ei pot vizita în zonă Muzeul Aurului din Brad, mormântul lui Avram Iancu de la Țebea, peșteri, dar și să facă drumeții. Mai mult, turiștii pot să admire tradițiile și obiceiurile din Apuseni.